Se spune în general că la fotbal există o balanță și lucrurile se reglează, dar cu siguranță puteam avea câteva puncte în plus. Suntem acum la 4 puncte de locurile de play-off. Nu mai sunt foarte multe etape de jucat, da? Crezi că are echipa forța necesară să revină acolo? Aveți o serie de 3 meciuri acum, un pic din punct de vedere al teoretic al adversarului, mai accesibile, nu? Teoretic, ai spus. Da. Nu cred că mai există meciuri ușoare în Liga 1. Dovadă asta meciul din etapa trecută, Botoșani-Cefere. Cu siguranță nu vom avea un meci ușor cu Botoșaniu, pentru că speră cu adevărat ei, facă cartea, e normal să fie așa. În ceea ce ne privește pe noi, suntem obligați să câștigăm acest meci. Și cred că da, ne vom lupta. Acum sunt atâtea echipe în momentul ăsta care speră și își doresc play-off-ul. Păi de la locul 14 în sus, teoretic toate echipele au șanse de play-off. Cu siguranță ne vom lupta. Ăsta este oarecum un obiectiv așa autoimpus de noi. Da. Asta nu mai evoluție de sezonul trecut. Asta v-a făcut să vă setați un obiectiv un pic mai îndrăzneț? Da, dar e un obiectiv așa cumva fixat de comun acord în club, de către așa toți tacit, cei care nu? Sunt. Da, nu este ceva impus. Deci nu este stipulat, bă, dacă nu atingem play-off-ul e. Normal că există niște bonusuri, toată lumea își dorește acest obiectiv și n-ai cum să nu-ți dorești să fii acolo. Normal. Dar nu este ușor, adică ne luptăm cu echipe puternice, cu cluburi, cu o istorie mai mare, cu bugete mai mari, da. Dar asta nu înseamnă că nu vom încerca și nu vom face tot ceea ce este posibil. De ce am avea nevoie ca să reușim treaba asta? De puncte. De puncte, nu? Da. Și de mai multe goluri, ca să zic așa vorba. De puncte, nu? De puncte. Da. Că de multe ori un gol e de ajuns să iei punctele, nu? Exact. De puncte avem nevoie, de mai multă încredere, pentru că am demonstrat în meciuri cu echipe foarte bune.